Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Sims 4. În episodul acesta vom juca cu familia Simmer și vom merge la munte într-o excursie, pentru că era și momentul. Deja au stat ceva timp acasă, nu au fost la munte, practic nici n-avem decât un singur episod la munte, așa că urma să mai avem din nou un episod, pentru că trebuie să profităm și de această expansiune. Iar vreau să vă mai spun că astăzi, nu, sau astăzi, nu mai știu, ieri sau astăzi, dar nu, ieri, sigur, a apărut un nou trailer la expansiunea Get Work, dar stați puțin ca să facem chestia asta întâi. Travel, wait. Așa, stai că trebuie să luăm toți copilașii. Ok, deci 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, da. 1, 2, 3, 4, 5 și pe el 6. Ok. Trebuie să le dea liberă. Așa, și acum să vedem unde vom merge. 600. Așa, băi, n-aș vrea să dau nici foarte mulți bani. Dar hai să zicem că putem să mergem două dormitoare. Aici ar fi decât un pat și o baie, deci asta ar fi cea mai indicată și să luăm pentru 3 zile. 1900. Ok, dăm bănuții ăștia. Ta-da, na-na-na. Haide să se încarce. Da, și cum vă spuneam, de acea expansiune apare, cred că următoarea cu business-ul, Open for Business. O să vedeți exact în trailerul care îl voi posta despre ce este vorba. Și, fraților, am ajuns în excursie. Haide să vedem aici cum e. Uite de ce foarte frumos amenajat. Chiar e foarte frumos. Și eu am făcut o casă. Va urma să o postez casa tot așa cu locul acesta, cum e aici liber. Am făcut și eu exact aceeași chestie. Și exact avem, băi, practic e cam nașpa că avem patru copilași noi. Zara Balu! Și o să-l punem pe ăsta să pregătească aici un grătar, nu? Și să-l punem hamburgeri. Așa. Un suc. Băi, deci uitați-vă și voi că s-a făcut dita mai valiza. Doamne ferească. Deci astea sunt prea frumoase, prea tare chestiile astea. Așa, deci aici chiar e loc, așa, vedeți, mare. Dag, dag. Invite in. Hello friends, I'm Alex. Exact cum cheam pe mine. Așa, Forest Range, I'm full or campaign. In question, aha. Deci tu ești răspunzătoarea de acest loc. Mama, deci trebuie să-i schimbăm neapărat ținuta la asta, că îi iese burta în afara. Friendly. Și să vedem ce putem să-i spunem de ei. Ask for campaign info. Ai făcut, mă? Uite-le aici, deci avem și mâncare pregătită. A,
A, deci aici, uite, scapă și prietena mea. Tom și asta tot de Tom când a fost cu aia de cu Cindy Crawford. De ce le-ai cunoscător? Stai să-i dăm change outfit everyday. Ok. Și ia să vedem dacă găsim și noi pe aici ceva interesant. Florile nu ne interesează. Nu văd că nu se ascunde cam nimic pe lângă casa noastră de vacanță. Dar ce nu văd aici, n-avem și noi unele chestii. Ia să vedem noi. Play with 1, 2, 3, 4. 3. Iată să pus moștele. Ia să vă vedem și pe voi la jocul ăsta. Ce aveți, mă? Nu vă înțelegeți? Ia. Să vedem ce faci. Bum. Oaia nucii. E că s-a băgat și asta repede. Eu zic să vii să stai și tu aici și să spui o este da ce dracu. Așa. 2, 3, 4, 5. Oaia nucii. Așa, haide să... Oh, asta mi chiar deja iau de... Uite cum se uită, uitați-vă că se uită asta. Bă, dar rău ești, mă. Hai că cu astea mici fac că se mai înțelege ea. Să vedem ce faci. Asta cred că se enervează și că nu poate să dea în ala. Asta e, mai încerci data viitoare. Este să-l chemăm noi aici pe omul ăsta. Go fishing. Să pescuiască ceva, poate facem un grătar ceva. Cu peștele ăsta care îl prindem. Bine, aici iară trebuie să facă skill. Uite că sare exact lângă. Ulu, uite cât mai pește. Cred că atunci când avansează, cred că primește și o undiță mai bună sau chestii de genul ăsta. Ia. Oleu, cât am mai peștele. Că tot la de la trage 1,15. Asta are asta are 2,59. Și asta micere. Oh, ia uite, am prins un cufăr. Strawberry. Ce vrea să faci cu el? Gata, hai, lasă momentan.
Vino qua. Vino înăuntru că acum avem treaba. Grill. Fried fish. De asta e că s-ar putea să vedem dacă merge să facă aici ceva. Cook. Asta de aici n-au nicio treabă. Asta nici măcar. Dar peștele ăsta chiar nu poate să-i facă nimica. Ia uite ce tare, fii atent. Deci asta spre tare, fii atent, ca să le pui așa. Și după aia le pui pe pereți așa. Sunt frumoase astea. Ia vină mă și tu. Tu cred că trebuie să vorbești cu cineva neapărat. Sau ia stai să cheme asta toată lumea la masă. Open. Dar de ce n-ai bine? Trebuie să-i fi chemat pe toți. Să ia stai să scot aici pe masă. Și să îi cheme pe toți la masă. Haide și voi, fetele, la masă. Vii și tu tot aici la masă. Și hai, trece și papați. Mamă, ia uite-te și la asta, mică, deși asta e răutăcioasă așa. Decideți-vă cum merge, dar... Așa, deci trebuie să mănânce toată lumea acum, nu? Asta să băgăm înapoi în frigider, că după aia asta și se strică repede. Aici cred că o să mai intru o dată și o să mai pun, să mai pun încă două scaune neapărat, pentru că e prea mic locul. Și să vezi că, deci nu avem pentru toți. Sunt una, două, patru persoane pot să dorm. Și doi rămân pe lângă. Dar sigur n-avem și noi... Uite, nici nu putem să dăm aici. On vacation. 3 zile. Așa, hai că face asta curat. Așa. Aia nu, ci... Și iarăși n-am văzut pe aici niciun castofon. Eu te-ai oprit. E oprit televizorul, doamne. Asta trebuie să faceți și voi curat aici, nu? Deci asta mică băgă tot răutăcioase. Ce aș putea să-i fac pe ea asta, să vedem noi. Așa, water. Deci asta tot mersul ăla, ia, bum, 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 bum. Sau nu, nu, acum, nu, acum, asta e. Este să vedem dacă invităm pe toți ăștia aici. De la Group Story. 1, 2, 3, 4, 5. Este vedem. Ia uite, deci fiți atenți, ăsta ocolește casa ca să...
Așa, asta o să-l aprindem noi odată. Aha, vorbești singur, da. Haide, mă, cineva. Sara, ce-ar fi? Este să spună și asta. Haide, zici? Dar ce face asta, amică? De ce dați ora aia? Tot supărată e încă. Foarte interesant. Ia să vedem, mamă, deci acum asta e calată și pe asta la altă mică. Treburile, toaleta. Să o trimitem și pe ea. Să vedem acum. Haide, mă. Asta văd că ar că trebui să-l punem pe ăsta mic la somn. Sleep. Așa. Hai să vedem acum și pe ăștia trebuie să-i băgăm la somn. Sleep. Dar e rău că nu prea avem locuri, adică unde pui mai coloc eu toată lumea asta? Așa. Da unde? A, uite că vine acum. Și asta la altă mică. O să o punem aici să doarmă. Asta e, n-avem locuri. Era frumos dacă putea să stea și ea cu ei în pat, așa, știi? Le. Asta am zis că o punem. Cred că n-aveți unde să vezi că n-am pasă să porcije. Săraca de... Aoleu, a rămas singur aici. Hai mă, trebuie să fie și pentru ea un loc. Băi, fii atent că pentru asta mica n-avem un loc unde să o punem să doară. Ce naibii, mă? Și rău că nici nu poți să intri să mai iei un pat sau ceva de genul ăsta. Trebuie să te mulțumești cu ce ai. Culme. Culmea, culmea, ia stai să vin aici dacă o vine aici. Eu te las cu la pătasul să pune în pat. Te pui odată în pat, madame? Ah, deci tot n-are cum să stea acolo. Sit. Da, deci nu prea avem decât să o duc tocmai aici să-i dau neap. Dar nu prea convine mie. Hai, vin aici. Hai, treci înapoi la dormit. Ia să vedem. Hai că până la urmă i-am culcat pe toți. Deci data viitoare trebuie neapărat să le mai luăm un pat. Sau nu știu sigur dacă celălalt avea mai multe locuri unde puteau să doarmă. Dacă erau mai multe paturi, oricum o să intru aici și o să fac câteva mii schimbări. Să pun un pat, văd că n-au nimic pentru muzică, adică
Să dea și eu o petrecere ceva, nu? Așa ar fi fost normal. Deci trebuie neapărat să le pun în pat. Deci avem 3 zile de excursie. Așa că vom mai face, cred că mai mult ca sigur, încă un episod în care vor continua să fie în această excursie. Poate o să-i trimitem undeva pe aici să exploreze și vedem exact aici undeva. Aici poate să cumpere chestii, să exploreze, tot felul de chestii de genul acesta. Aici se va termina și episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe episoade cu familia Simar. Iar până data viitoare, toate cele bune, ciao!